pe Facebook, căutați-i pentru că sunt oameni extraordinari. Singură. Și imensă. Mai sunt câteva curători, da. Nimic 21 s-a terminat. Da. Și ei au acest obicei de a se cunoaște și recunoaște, de ei, probabil din școala militară, cu aceste nickname. Porecle. Și uneori așa rămân. Spre exemplu, Berbunski, Dumnezeu să-l ierte și pe el, a rămas cu Fuzi. Fuzi și așa, așa este recunoscut. Iar ca să vă satisfac curiozitatea pe deplin, deci botezul unui pilot, când își face primul zbor, fac o grămadă imensă așa de mărăcini, de pe bărgan. Și... puțin simpatic așa, sunt aruncați cu... Depinde cum a fost datorizată, dacă a fost lungă. Imaginea asta îmi place în mod deosebit. Este pista de la Băroianu. Și mie, chiar dacă este o imagine statică, mi sugerează atâta mișcare că aproape că abia o frumoasă perspectivă. Da. Intenționăm să nu iau cuvântul acidafărin, cum face de fiecare dată, reușește să stârnească în noi niște, cum să spun eu, niște sentimente mai deosebite. S-a pus o întrebare, dom'le, cine din sală cunoaște mai îndeaproape viața piloților? Intenționam să zic că și eu sunt dintre cei care peste 10 ani am stat pe un aerodrom, dar eu fiind radiolocatorist, adică cu radarul, evident că am stat lângă dânsii și e o viață de om. Ei, ceea ce nu s-a spus până acum și mi-a sugerat, pentru că e într-adevăr o seară de sentimente, de culoare, aș zice eu. Acești oameni trăiesc în permanență, nu în permanență, mint, de cele mai multe ori între viață și moarte. Am avut ocazia să aud urechile mele discuții între un pilot care nu reușea să vină la aterizare sau între un pilot, eram pe Alexei undeva lângă Urziceni, care nu s-a putut catapulta, îi zburau pe MiG 15, sigur, nu e MiG-21. Și a murit. Eu eram într-una dintre zile, în tură, cum se zice, și un litoi, cum se zbura, pe vremea aia, venea de la Timișoara. Deci, e o lume aparte. Oamenii ăștia, cum a fost și Davidovici, au niște sentimente extraordinare. Mi-aduc aminte și dintre noi ăștia care stăteam la sol, sunt oameni care au ajuns istorici, dar tot dintre aviatori și punghii mele, de, ei erau la pistă. E o simbioză, cum spunea și Florin, e o chestie de echipă. N-ai cum să... e greu să-mi găsesc cuvintele să vă spun cum se înțeleg din privire. Adică nu... și se însemnă o hârtie când se urcă pilotul în avion și mai departe. Și închei, apropo de culoare, că nu întâmplătoare am spus, a deschis cutia, spandare. Stăteam de multe ori, seara așa, era cald, era bine, la o umbră, cum se zice, că cam, nu vă spun ce înseamnă să zboară ăștia iarna sau vara. E climă ce e acolo. Au fost și clipe când pur și simplu era o nebunie. Să-i vezi cum vin așa la aterizare, unul câte unul. Eu mulțumesc celor care s-au gândit la treaba asta. E într-adevăr alt fel de cum făceai, Florine. Mulțumesc! Sentimentul care l-am avut în clipa în care l-am văzut, eram împreună, era tangibil, era prietenul meu. Și niciodată n-a mai fost prietenul meu, pentru că nu voia niciodată să facă ceva ce a el.
când s-a desprins de sol privată și am văzut cum se învârte cu avionul în bucuria aia, dar și maestria respectivă, ce accelerații, ce trăit. Și mi-am dat seama că sunt lucruri pe care poți să nu le treci niciodată, dar e un lucru extraordinar de important să ai un prieten care poate să-ți arate un pic un drum pe o direcție pe care poate nu o să o trăiești personal, dar măcar știi că există și poți să o respecti. Deci această idee de a dărui celuilalt, trăiri din fiecare meserie are bucății care respectivă de magie, fiecare meserie este meserii urâte și frumoase, ci prost făcute poate, sau făcute fără să ai har pentru meseria respectivă. Dacă trăiești meseria respectivă, bucuria aceea se transmite, o transmiți, și când o transmiți, faci ca și celălalt, că dacă nu va fi cel mai mare personal sau cea mai mare valoare în domeniul respectiv, dar măcar va ști să o respecte și se va bucura dăruindu-i ceva din limita pe care nu s-o atingă. E sentimentul ăsta foarte interesant. Nu a fost nicio clipă sentimentul, să zicem așa, uman de invidie, că poate și eu nu pot. A fost o fel de, ne-am măsurat reciproc. Asta e pentru mine o barieră. Pentru el este o altă ușă deschisă. E minunat, eu am altă ușă deschisă, altă ușă deschisă, e o împărtășire. Deci e foarte interesant, pentru că în alte situații, de multe ori, se face exact sentimentul ăsta de, cum să spun, de măsurare, de ocultare, n-ai cum să cauți acolo, eu sunt ăla de acolo, eu sunt altfel supersonic, nu tu ești tu. Nu. Cu cât ești autentic într-o meserie, oricare ar fi ea, fără să vrei, ai bucuria de a dărui celuilalt o parte din tine. Când o faci, atmosfera din jur e alta. Când ai un suflet generos, așa cum l-a avut Doru, atunci lucrurile se văd. Într-una dintre revistele secolului 20 de mulți ani am găsit un citat care mie mi-a plăcut în mod deosebit și l-am reținut. Scrie, învață pe alții și fă copii. Și atunci vei fi de trei ori binecuvântat. Ei, putem spune că Doru a scris, a avut și copii. Și a și învățat, a avut atâția, foarte, foarte mulți copii, încât ne-a lăsat multe lucruri. Și avem de ce, și mai ales voi cei tineri, vă rog, căutați-i cărțile, acum se găsesc multe dintre ele și pe internet, și vor fi și reeditate, asta vă spun așa în anticipă. Era puțin obsedat, ca să spun așa, de faptul că fiul lui trebuie să aibă cu ce să se mândrească. Și apropo de meseria de pilot, încă un mic fragmentel. Aici se făceau prezentările între un cap al unui trib, și după ce cățelul și nepoțica s-au prezentat, i-a venit și lui rândul să se prezinte. Eu am ajuns aici pentru că băiețelul meu să se poată lăuda cu tatălui. Cei doi au înclinat capetele în semn de înțelegere, iar adunarea de sub umbrar a fremătat din nou. Ce lucru știți să faceți? A întrebat tânărul. Ce faceți la voi acasă, departe de aici? Am ridicat din umeri. Eu am o profesie furisită. Cea mai minunată și cea mai risipitoare. Zborul. Nu rămâne nimic din el. Aer. Traiectoriile ce se șterg doar uneori câte o dâră albă săpată în cerul albastru. Știu să fac viraje, looping-uri, să lansez rachete, dar asta ar fi sunat așa de străin aici, în fața oamenilor cu pantaloni din pânză de corabie. Asta era obsesia lui. Faptul că nu construiește, nu lasă nimic în urmă decât dârele pe cer. Era, ca să-i zicem așa, nemulțumirea, între ghilimele. Că nu poate lăsa ceva, dar ne-a lăsat. Și ne-a lăsat foarte mult, zic eu. În ce caz, consider că a fost o seară de altă factură, dar apropiată de dorința noastră de a comunica cu oamenii care au lăsat ceva în urmă. De asemenea, vă rugăm și pe noastră, dacă mai aveți personaje importante care, într-un fel sau altul, ar putea evoca în întâlnirile noastre, aduceți-i la cunoștință și sugerați-ne o temă sau sugerați-ne chiar poziționându-vă în această poziție de a aduna material și a evoca, pentru că
Eu consider că e important să începem să ne reamintim persoanele care au creat și au clădit în România părți componente importante și păcat să nu știm de ei, să știm de atâția străini, să nu știm și vă sugeram la un moment dat, noi am încercat să facem în Centrul de Studii Complexe la un moment dat o pagină, este o galerie a personalităților, l-am identificat din diferite ziare, există un ziar, de exemplu, Univers Ingineresc, păi am rămas efectiv surprins câte persoane de nivel european sau mondial sunt recunoscute în străinătate și noi nici nu știm că există. Dar știm foarte mulți străini și în toate lucrările de licență, de masterat, de lucrările de... scriem numai activitățile unor străini. Sunt lucrări de referință, sunt fondatori de școală, sunt oameni de o importanță extraordinară, cum a fost, de exemplu, toată povestea primei femei inginer din Europa, cel puțin, dacă nu din lume, acum sunt discuții, dar din Europa 100%, și care povestește cât de greu a fost să facă ea, prima fată, inginerie în Germania. Și a obținut diploma în profita tuturor. E o poveste interesantă, tot românca de-a noastră. Deci, cu alte cuvinte, noi vă mulțumim pentru această seară. Bineînțeles că mai aveți, poate, microfonul, dacă mai aveți o intervenție pentru a-l marca și mai bine pe Dorotelor. Vreau să vă răspund la întrebarea aceea care ați spus, să ne-ați întrebat ce înseamnă pilot de vânătoare. M-am tot gândit și eu aș asemăna mai mult ca pe niște urmi. Adică, cum să zic? El coboară cu o viteză incredibilă, dar în același timp trebuie să reziste adrenalinei și să ia decizii de moment. El e precis, este țintit pe lucrurile care îl face, este foarte hotărât și... Nu știu ce să fac. Mulțumesc! Era exact ceea ce voiam. Da, cred că ai găsit o comparație cea mai diferită. Mulțumesc! Okay. Din câte l-ați cunoscut dumneavoastră, puteți spune că pentru el zborul era ca un drog care pur și simplu nu-l puteai evita nicio zi? Avea zile în care nu zbora deloc sau aproape în fiecare zi zbora cel puțin o dată? Zbora când își spuneau șefi, când aveau ei programate zborurile, nu? Da, se bucurau, bineînțeles, la un moment dat spune în cărți că fiecare zero pe care, pentru că aceste minute de zbor sunt contate în carnetele lor și fiecare zero, cu cât se înmulțesc orele de zbor, asta conta foarte, foarte mult. Nu cred că zbura fiecare... Vreau să vă întreb dacă în ziua în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat au fost mult mai multe zboruri decât de obicei. Erau 5 zboruri. Nu l-am cunoscut atât de bine încât să spun asta. Care a fost rezultatul anchetei? Nu se știe. Nu se știe și nici nu se știe. Sunt foarte multe ipoteze, dar sigur că n-are niciun sens. Nu, tragedia este și... Dar problema care mi-a zorit-o de comentat vis-a-vis de faptul că se zboară, chiar era la un moment dat o bătălie mare, pentru că începuse problema de tăierea fondurilor și numărul de ore de zbor, deși pentru o instrucție reală ar fi trebuit să crească, numărul orelor efective se tot micșorau. Au fost și care au tehnic numai. Bun, să zicem că acolo nu a avut problema asta așa de mare, că s-a avut problema respectivă, că s-a tăiat, cum să spun, resursa, adică numărul de ore de zbor în benzină. Dar a fost o parte interesantă, că la orele era foarte, v-a spus, foarte violentă împotriva părțile birocratice care stătea acolo și tăia de pix. Era și o problemă. Păi dacă trebuie să... Dacă nu aveți, cum să spun, trebuie să facem economie, tăiați ultimul zbor. Deci cuvântul ăsta a rămas așa, tăiați ultimul zbor, care e ultimul, tot noi în ultimul, și atunci automat le trebuie pe toate recursii. Deci îl făcea și haz de necaz. Dar din păcate, numărul de ore de zbor nu era cât era necesar pentru trainingul efectiv. Pentru că se intrase într-o etapă de economie. Aici e și o problemă, cum să zic eu, care poate să fie dincolo de personalitatea foarte frumoasă a acestui domn David Ovici. Și o problemă științifică, adică cum se comportă creierul în condiții limitate. Și cât timp poți să stai în condiții la limita? Adică care e pragul la care, cum spun, automat poți să faci o greșeală? Adică se creează o scurtcircuitare care poate fi fatală.
Deci, cred că la asta, la întrebarea asta, în principiu, o să rămânem cu ea retoric, pentru că sigur sunt niște statistici, dar din păcate sau din fericire, în domeniul ăsta nu se lucrează cu statistica. Să și bine să că se lucrează cu statistica, fiecare să găsesc în manualele de zbor. Avem răspunsurile, în cărțile lui avem răspunsurile, că la un moment dat spune, și că colegii lui spun lucrul ăsta, sunt piloții care rămân și rămân în limitele regulamentelor și zborul, iar cei care, într-adevăr, vor să depășească limitele, limitele manualelor. Deci, acum spun celor tineri și foarte tineri în mod special, ca să ajungi pilot de vânătoare, pregătirea teoretică este extraordinar la niveluri foarte, foarte înalte, iar după aceea, practic, deci trebuie să ai o vedere foarte bună, sănătate și foarte mult antrenament. Deci, foarte, foarte. Vă mulțumim mult de tot pentru invitație, pentru sugestia respectivă. Vă invit pe pagina de Facebook a grupului, chiar așa se cheamă, pagina Doru Davidovici. Doru Davidovici este un grup deschis, vă invit să vă înscrieți. Acolo găsiți toate noutățile, acolo postăm și acolo ne și regăsim. Da. Și vă mai invităm să mai socializăm, toată mulțumim și gazdelor care stai acolo, Simona frumos în spate, dar te vom prieteni, să-i mulțumim pentru spațiul acesta și să dăm Dumnezeu să ne vedem cu bine fiecare luni. Mai, dacă aveți subiecte să ne propuneți, vă așteptăm să ne propuneți subiecte de discuție astfel încât să fim în coordonanță cu dorințele noastre. Mai un lucru aș vrea să adăugăm. Deci, în afară de cărțile lui, dacă vreți să continuați seara în aceeași notă, găsiți pe YouTube Destinația Mahmudia. Este un film al cărui scenariu l-a scris Doru și după aceea Scutura Cintii. Deci le găsiți pe YouTube și au fost făcute, deci, Destinația Mahmudia, dacă nu mă înșel, în 81, iar după aceea Scuturi Argintii la începutul carierei, prin anii 70. Vă mulțumesc! Mulțumesc.